Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de furtuni, ploi torențiale și descărcări electrice în mai multe județe din țară. 28 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul Olteniei și nordul Moldovei au intrat astăzi sub cod galben de furtuni. Meteorologii spun că izolat cantitățile de apă vor depăși 50-60 de litri pe metru pătrat și vor fi vijelii. În schimb, sudul și estul țării sunt și astăzi afectate de caniculă. Temperaturile extrem de ridicate au făcut deja victime în țară, iar autoritățile fac verificări pentru a constata dacă angajatorile asigură muncitorilor care lucrează în aer liber condițiile necesare. Căldurile excesive din ultimele zile au făcut victime la Vaslui, 10 persoane fiind găsite decedate pe câmp sau în locuri publice, ca urmare a caniculei. Instabilitatea atmosferică se va menține accentuată și pe parcursul zilei de marți, 28 iunie, în special în centrul, sudul și estul țării.